99, 101, Gigi! No, ăsta, da, episodul 100 de kiluri într-un singur episod. Salutare, salutare, vereșanilor! Eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de Sky PvP. Astăzi ne aflăm pe serverul msurgent.minecraft.ro. Sincer, chiar sunt foarte entuziasmat pentru că suntem destui de mulți în momentul de față pe server. Sunt alături de Sabin, Iulian, Domnul Lamă, Easy For Me, I'm Lucy For The Wind, Rogers, Seville Katie, Tudy, Maxwell, Sin City Rocker și Easy Boy. O să vreau să mă duc aici la Daily Crate să vedem ce ar putea să împice, chiar sunt foarte, foarte curios. Vă așteptăm și pe voi cu mare drag pe server, pentru că sunt destul de multe minigame-uri interesante, zic. Eu mi-a picat un cam, mi-a dat aici fratele Sabin niște cheițe de-asta pentru Daily Crate. Vreau să le deschid, nu știu, să mai deschid maxim încă una și după care să mă duc la bătaie. Vă dați seama că acum depinde și foarte mult de norocul pe care îl ai. Că dacă ar pica doar chestii interesante, vă dați seama că na. Am înțeles, bun, o să le pun pe astea aici. Și în momentul în care intrați pe server, va trebui să dați slash kit, mi se pare, și vă luați frumos kitul msurgent și automat, nu știu, kit star sau kit, uite, daily, și noi dăm pe kit star și automat am primit kitul star. Cred că n-am jucat niciodată pe mapa asta, o să fie destul de complicat și deja vereșanii vin pe mine. Am înțeles. Și chestia care mi se pare super interesantă e că este keep inventory pe server, ceea ce e super, super tare, mă rog, pe server, pe secțiunea respectivă. Și anume pe Sky PvP, Domnul Lamă, echipanda GP. Uite, chiar nu știam până. Mamă, și îți rămâne skin-ul, ce tare. Și automat după câteva secunde dispare. Păi ce ai făcut, bro? Stai că vine din spate, aici vine și Sabin. L-am bătut pe Sabin, l-am mai bătut pe încă cineva. Încă pe cineva, mamă, deci ce face Twisterul aici? Și cred. Bun, o să-mi aleg și eu kitul de YouTuber, pentru că, uite, o să scriu salut și din câte observați am YouTuber. Îmi cer scuze dacă o să mă pulbi, dar credeți-mă că n-am mai filmat de vreo 3 zile, ceva de genul. Am fost super ocupat și acum sunt foarte obosit, dar trebuie neapărat să filmăm. Mamă, ce face aici Twisterul? Și este bătut de către Panda GP. Am înțeles. Botezul ăla, da, m-a spart botezul ăla. Uite, mă bucur că intră lumea pe server, chiar e super spărtare și, repede, încă o dată vă așteptăm cu mare drag pe server, Easy For Me, salut! Sincite, mamă, frate, deci trebuie să-mi iau neapărat kit-ul, o să dau slash kit, o să-mi iau kit-ul ăsta la donator, ci că ar fi YouTuber, Hero, Ultra VIP, YouTuber, mamă, hai să vedem. Bine, nu e ceva foarte, sincer, kit-ul, mă rog, ai câteva chestii interesante, dar... Sper să facem ravagii. Avem gheperurile astea, astea încântate și putem face ravagii. Am înțeles. Ce ai înțeles, bro? Salut, Luci! Salut, bro! Mamă, dar mi-o dă Luci aici, fratele meu. Ia treceți la tata să vă bat aici. Așa, altă viață. Mamă, ce vine? Easy For Me, frate! Fără armură, uite că ne face Easy For Me fără armură. Ești de bun. Asta, altă viață cu kit, așa. Așa, salut Maxwell, bună, Seville, Easy For Me, mamă, ce-mi dau vereșani, uite cum fură kill-urile nebunei ăștia, super tare, chiar îmi place, sincer, Sky PvP-ul, chiar îmi place foarte mult, e o hartă pe care personal nu am mai jucat, dar mi se pare chiar de-a dreptul interesantă. Și merită să încercați, mamă, deja mă doare mâna, frate, deci, mă doare mâna, cred că vedeți și voi faptul că, trebuie să bag gheperul ăsta rapid, am apucat să bag gheperul, nice, bună, Luci, Luci, mă, vine și Wolf. Mamă, uite-l și pe Wolf, că a intrat, mă bucur foarte mult, Sabin aici. Rogers, bună, Rogers. Mamă, deci mă doare mâna efectiv în momentul de față, vereșanilor. Mă doare rău, dar nu vă gândiți la prostii. Am înțeles. Ai de capul meu, ce-i aici, fratele meu? Ce-i aici, Luci, salut, Luci. Mamă, deci efectiv nu pot să fac PvP, frate. Cred că se vede pe filmare faptul că nu pot să fac PvP. Efectiv mă doare foarte tare pentru că n-am mai jucat PvP în ultimul timp, sincer. Nice, l-am bătut. Bă, dar greu e, ești nebun la cap, greu, rău de tot. Aolo, nu! Deci dacă mă bate Domnul Lamă, trebuie să fac o pauză, efectiv, că mă doare rău mâna. Frate, deci așa mă simt acum ca și cum aș fi la început cu PvP, incredibil așa ceva. Uite și pe Caius, salutare Caius. Mamă, dacă dau un slash list, lui S.T., nu am acces, din păcate, dar mi-arată. Uite, 14 oameni online. Foarte tare, frate, foarte tare. Foarte, foarte tare. Mamă, stai că trebuie să-mi pognesc degetele. Salut. Caes, mă ajută, se pune bine, se dă bine pe lângă mine ca să țin apărarea. Am înțeles. Aha, gata. Vai, ce era să mă...
Nu, nu, bă, frate. Când pici din cer, uită-te la un co ci că, când pici din cer, uită-te la un copac. Mamă, ce greu mor. Stai să dau armura jos ca să mor mai repede. Pentru că așa o să dureze o veșnicie. E, încă o dată, repet, mi se pare foarte tare că este Keep Inventory, activ Keep Inventory True. Ceea ce dă un punct foarte acestui minigame, pentru că practic dacă ai făcut rost de niște iteme bune și automat vine cineva la clean-up, te poți apăra. Și asta, mă rog, te poți apăra, le poți ține bine într-un fel, știi? Mamă, ce vivereșani aici, salut Luci! Mamă, se vil! Nici nu, unde pot vedea oare câte kill-uri? Am 28 de ucideri, frate, ești nebun la cap! Hai să vrei să facem team. Uitați, stau. Aolo, nu, 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 era să mi le ia. A, Caie, s-a vrut să-mi ia gheppelurile, bună! Nu, no, da, uite, uite, săracul Caie, uite, uite, uite cum stă aici, cu capul în pământ. Cum stă el cu capul în pământ, fratele meu. Chiar mi se făcuse foarte dor verișanilor, pentru că a trecut ceva vreme de când am mai filmat împreună cu voi și... Na, chiar mi se făcuse foarte, foarte dor. N-aș folosi kitul ăsta, dar credeți-mă că la cât de noob sunt în momentul de față și cât de bine fac eu PvP, abia vă fac față unora cu kitul ăsta. Da, păi, dacă aș avea un kit normal. A scris cuvântul în... și poți scrie anumite cuvinte în, nu știu, într-un interval de câteva secunde și primești ceva. Super tare! Nice. Care Golden Apple înceantate? Nu, n-ai văzut nimic, bro, n-ai văzut nimic, mamă, cu mine, mamă, mamă, stai măcar să-i bat pe ăștia fără armură. Ok, caiz, caiz. Aaa, păi ce ai făcut, gicule, cum a rezolvat pe toți. Bună! Bun. Și în descrierea acestui episod, Vereșanilor, o să aveți și un link de donații către, da, mă rog, către server. Băieții mi-au spus să vă spun chestia asta, caz de doriți. Nu știu, pentru un anumit kit, grad de mare parte. Deci, da. Dă-mi și mie ghiepăr. O să arunc pe hartă rent. Aurul, dar eu... Nu, nu, nu! Lasă-mi-le, lasă-mi-le, nice! Așa, o să arunc random pe hartă ghiepăluri. Iarăși le-am aruncat pe toate, lasă-mi-le, lasă-mi-le, lasă-mi-le! Dă-mi-le înapoi! Trebuie să vă bat pe toți ca să mi le recuperez, frate. Dar de fapt, cred că nu le mai pot recupera. Nu! Păi cum e posibil așa ceva, bă, băiatule? Nu, să nu bage Gheppel! Frate, a băgat Gheppel, incredibil! Rogers, nu! Ce nasol, frate, că am dat Gheppel-ul ca așa să fie mai greu. Am 40 de ucideri, fratele! Ești nebun la cap. Deci ăsta cred că e cel mai genial episod, mă rog, armura mă ajută foarte mult. Dar totuși ne descurcăm bine. Hai să vedem dacă mai dau o dată slash kit, uite și pe Easy Boy. Ne luăm aici, încă 6 zile, 23 de ore și 54 de minute. Seriously, frate, mamă, păi așa, ce ai făcut, bă, băiatule? Mamă, sper să filmeze OBS-ul. Cum ar fi să nu filmeze și eu să fi făcut 40 de kill-uri? Mamă, vă dați seama? Bună, Panda! Mamă, ce dă Sevilla aici, am forță, mamă, m-a bătut Sevilla, GG, bro. Hai să vedem, filmează OBS-ul. Bă, frate, nu spune că nu filmează, 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 cum să nu filmeze? Da, bun, e bine că filmează, mă speriasem chiar destul de tare. Aveți și textura în descriere în caz de dorit să vă instalați și voi. E o textură chiar, și că prinde mă vele și am înțeles, Wolf. E o textură chiar interesantă, zic eu, pe care vă recomand. Nu, dacă mai am gheppelor, nu mai am ce să fac. Având în vedere că vin toți pe mine, nu cred că mai am ce să fac. Măcar, eventual, pe cei care sunt low sau na, la un clean-up mai nebun, un alta. 44 de kill-uri. Hai să vedem dacă în acest episod vom reuși să ajungem la frumoasa sumă de 50 de kill-uri. M-aș bucura enorm. Bun, și vă recomand să intrați din când în când, o să mă mai vedeți și pe mine. Chiar am început să mă intru pe servere random pe care filmez, bineînțeles. Mamă, ce mi-o dă Sevilla aici și să mă joc alături de voi. Hai dau cu data, nu ți mai... Și că dacă mă iubești, facem team, zice domnul Panda. Am înțeles, vă iubesc pe toți. Așa, dacă am face timp cu toții, e ca și cum n-aș fi anunțat că filmez, știi? Adică, da. Bine, tot ar fi intrat Omnari și m-aș fi jucat cu Omnari, adică asta e partea ta. Mamă, am 48 de ucideri, frate, niciodată n-am făcut, n-am reușit să strâng atât de multe ucideri într-un singur episod. Mamă, trebuie să batem, mamă, Easy Boy. Mamă, din toate părțile vine aici, nu! E bine că mă antrenez pentru Skywars, pentru că după ce o să filmez acest episod, o să filmez Skywars. Deci, da.
A, e clar, bagă ghiepăr băiatul. Măcar pe Luci dacă l-aș bate. Pe Luci e lău. A, de unde că vin? Mă, iarăși începe să mă doară mâna și nu e ok. Începe să mă doară mâna și nu este ok. Gata, 50 de ucideri. Un GG acolo pentru Vereș, pentru cele 50 de ucideri. Nice. Am înțeles, Luci. Frate, mă. Oh, Caius, mă, ce combo i-a prins Caius, lol, Caius, ce faci, bro? Ai noroc cu sabia asta, că dacă nu mă rupeai și tu Sinsi te rocă la fel și tu Easy Formi la fel. Mamă, ce facem aici, Vereșanilor? Aolo, vine și Luci, sau cine aici? Aolo, l-am bătut pe Luci și pe Caius. Nu, nu, nu! Mamă, ce era să-i bat pe toți, dar m-a bătut Caius, frate, aici. Mamă, reușim să ajungem la 50, la 100 de kill-uri, cred că slabe șansele, dar nu ne pierdem speranța. Chiar nu mi-o, eu cel puțin nu mi-o pierd deloc. Acum să sperăm că o să fie așa. Caius, salut! Mamă, ce mi-o dau Vereșanii ăștia, frate, prin niște comburi nebune. Păcat că se bat, sunt nubibii și se bat între ei în loc să mă bată pe mine, dar trebuia să-mi țin gura că asta o să facă de acum încolo. Pa, Luci! Pa, mamă, că i-am bătut. Ce am bătut pe băieți? 52 de frag, mă rog, ce că fraguri am înțeles, ai că facem fraguri aici dacă e. Mare frăgar ce e Twisterul, ce semnul 6. Uite aici pe Mihai, uite, nice, a venit și fratele Mihai. O, se vine aici, aolo! Ce vin Vereșanii! Cum au văzut cum vin către mine? Să dăm în cei care au armură așa mai, na, mai slăbuță, pentru că pot să fac kill-uri așa. O, ce am dat-o, lol! 63 de fraguri. Iar am zis fraguri, bă, frate, cred că CS-ul... Chit că n-am mai jucat CS, tot, nu știu... Cu CS-ul sunt în gură. Și că n-am armură bună. Lasă că în cură. Lasă că mie mi se duce imediat armura. Imediat mi se duce armura, Vereșanilor. Și aveți șansa să mă bateți. Mamă, ce l-a bătut aici pe Luci. Cât vreți voi. Să vedeți acolo cum, cât de interesant o să fie. Când o să-mi iau bătaia. Începe imediat nebunia pentru voi. Ok, Iulian, mamă, și m-a bătut Asecoci. Uite că intră Vereșani, mamă, suntem 14 din nou, super tare. 67 de kill-uri, super, super tare. Andrei, cască. Da, n-am cască, bro, știu, Iuliane, că n-am cască, dar ce să fac, bro, dacă nu mai pot să-mi iau kit-ul din nou și nici nu o să vreau, pentru că nu este corect, vreau să... Am vrut doar să utilizez un kit, atât. Iulian, helper, are acolo accese mai multe, Sinsi te rog, salut. Mamă, ce dă fratele Mihai aici? Nice. 71 de kill-uri, nice, 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 nice. Dar nu trebuie să mă ajut de Iulian, că mă descurc eu. În curând o să mi se duc arbura, dar asta e partea a doua. Ce să faci? Vreau să fac 100 de kill-uri, frate. 100 de kill-uri într-un singur episod, o să fie marfă. Oulă, Caius, aici vine către mine cu un combo nebun și m-a spart. Mamă, dacă ați vedea cât de puțină și... Bine, sabia încă o să mai ducă mult, dar armura... Oftalmologia, am înțeles. Ai greșit locul, băiatul meu. Nu, 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 m-au văzut. Ok, ok, ok. Iulian! Cred că a murit Iulian, Rogers, Caius, mamă, Caius stă la pândă, numai la pândă stă, 75 de kill-uri. Vii într-o zi la mine să drojdim o damigeană de vin. Drojdim o damigeană de vin. What the fuck? What the fuck, drojdim o damigeană de vin. Ce mai înseamnă drojdim? Cred că... Să bem sau ceva genul ăsta. Altcumva nu-mi explic. Wolfie are 150 de dolari datorită în fața ta. What? Ia uite, deci Wolf Style 2002 are 150 de dolari datorie în fața ta. Lol. Uite și pe Adi 22. Nice. Mamă, ce intre Vereșanii. Super tare. Mă bucur foarte mult, mă bucur enorm de mult să vă revăd, Vereșanilor, abia aștept să revin cu live stream-urile și să ne jucăm pe fiecare live acolo. Bine, nu o să mai jucăm atât de mult Minecraft, asta e clar. Deci maxim, de acum încolo o oră cu tot cu Hypixel, gen. Asta nu o să mai stăm atât de mult pe servere, doar câte puțin. Dar, v-am spus, live-urile legendare o să dureze câte 2 ore jumate, 3 ore de Minecraft și după care o jumătate de oră CSGO, o jumătate de oră GTA Real Life și după mai vedem, poate și Fortnite, bineînțeles. Na bun. Și 30 de minute de Fortnite, ceva în genul ăsta. Și acolo 2 ore jumate sau poate chiar o oră de Fortnite, depinde în funcție de timpul pe care o să am. CS1 6 probabil, Roblox nu prea mai, sincer nu prea mă mai atrage atât de mult Roblox-ul cum atragea înainte, adică nu prea mai văd ce aș putea să fac acolo.
Într-adevăr că sunt minigame-uri interesante, mamă ce mi-o dă caia să ești bun. Sunt minigame-uri interesante, dar, na, nu știu, Brawl Stars, da, Brawl Stars, da, uite și Brawl Stars. Dar nu știu dacă pe live-uri, pentru că o să fie nebunie maximă. Eventual așa în episoade, să vă anunț când filmez, tot așa pe Discord. O, Luci, salutare Luci, stai că vine din spate. Asta e Coci, mamă, frate, 83, măcar uite, hai că nu mai e așa mult, nu mai e așa mult, dacă... dar totuși mi se duce armura, asta e problema. Earth MC? Earth MC ce e aia, bro? Aia ce mi-a arătat-o atunci în ziua... astăzi sau când mi-a arătat? Ok. 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 Mamă, 86 de kill-uri. Hai că nu mai e așa mult. Vreau 100 de kill-uri. Vreau să fac 100 de kill-uri. A, ok, ok, nu știu, Mihai, vom vedea, nu știu, sincer, nu, bă, nu, bă, nu am cod, am înțeles. Hai, care Maxel cod, dacă e? A, lăguț. Aolo, ce combo mi-a prins! Ok. Mamă, cu Adi nu m-am bătut, da? Adi, din păcate, are lag. Mamă, mamă, ce lăguț are sărac cu Adi. Adrian, ce faci, măi, Adriane, măi, de când nu te-am văzut? Am, ce că ai teme prea bune. Da, da, și eu cred că sunt foarte bune. Du-se pe duc, imediat o să rămân fără ele. Nu! Mă, dar ori am eu lag, dar pingul văd că e 37, poate că e puțin cam mare, nu știu, abar n-am. Dar cred că am rămas eu pe telefon conectat pe internetul ăsta, deci da. 140 ping am, what? Nu, mie mi-arată ping 54. E cam mare, e cam mare pentru că înainte aveam, cât aveam, frate? 13, 14, depinde. Ok. 92 de kill-uri, hai că putem, frate, deci hai că putem. Bă, să ne dăr. Am ping 5, uite, tocmai ce spuneam, este slăbuț ping-ul pentru mine este slăbuț. Slăbuț, este prea mare, pardon. Mamă, ce m-a rupt Caius. Vedeți? Uite, uite Caius va demonstra că mă poate bate și dacă am armură bună. Cum vezi ping-ul? În dreapta, bro, în dreapta. Uite, acolo la server îți arată. Cred că e ping-ul tău, nu cred că e ping-ul... Da, ping-ul tău e. Mamă, bună! Bro, de ce fugi de mine, bro? Mamă, mi se duce, mamă, mi se duce armura, frate, și că mi-am de făcut încă 4 kill-uri. Vereșanilor, nu știu, lăsați-mă să fac. Mamă, Adi, ce dă acolo, Adi, ești nebun. Mamă, mamă, mi se duce armura. Mamă, mi s-a dus armura, toată armura mi s-a dus, hai să-mi o pun. Rapid. Aolo, încă 2 kill-uri, vereșanilor, încă 2 kill-uri mai trebuie să fac. Să fac 100, eu am 80, nice. 99? 101, GG, nice, ăsta e nou, ăsta, da, episod, 100 de kill-uri într-un singur episod, în 18 minute, nice, cam ăsta a fost episodul Vereșanilor, nu vine să cred, efectiv, că am făcut 100 de kill-uri, bine, m-a ajutat destul de mult kit-ul pe care l-am avut, dar 100 de kill-uri cu un kit, practic, adică, uite, am demonstrat că se pot face 100 de kill-uri cu un kit chiar destul de ok, și aveam doar protecție 3, ceva de genul, oricum nu foarte, foarte... A fost foarte, foarte ușor. Uite și pe Sabie Sharp ne strie în Breaking 1. Eu am fost Andrei Vereșanilor și Andrei Vereșnub. Uite, Vereșanilor, să scrie ceva. E-Z. L. Am înțeles, am înțeles. Bun. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare și noi, desigur, ne vom auzi data viitoare. Eu am fost Andrei alături de Iulian, Easyboy, Adi22, domnul, mă rog, Panda, Easy4Me, I'm Lucifer4TheWin, Rogers, Mihai, Seville, Echeitit, Asecoci, Caius, Maxwell, SimCityRocker și Wolfstyle și noi, desigur, ne vom auzi data viitoare. Ciao!